Fiți bineveniți și binecuvântați! Poate veți zice, oh nu, Apocalipsa din nou, ne-am săturat de ea. Nici nu știu ce m-aș face fără această carte în Biblie. Să nu știu că am un miră ceresc care va veni să domnească împreună cu noi. Am trecut prin carte și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce am înțeles și îi cerem iertare pentru tot ce n-am putut mesteca. De data aceasta, în următoarele săptămâni, mă voi întoarce în ea ca să o privim ca întreg. Dar să o privim ca întreg plecând din miezul ei și miezul ei sunt cele 7 biserici ale Apocalipsei. Sunt 22 de capitole. În primul capitol am o triplă introducere. Miezul cărții este în capitolele 2 și 3, unde găsesc 7 biserici locale pe care Domnul Iisus le așează în cântarul Lui, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea, și deasupra capului bisericii Domnul Iisus Hristos deschide cerul. Capitolul 4, versetul 1, deschide ușa în cer și Ioan este invitat să vorbească bisericilor din perspectiva lui Dumnezeu despre realitatea de care noi aparținem. Biserica, dragii mei, nu este un club. Dacă ne-am limitat la orizontală, la pământ, am putea să ne chemăm cum vrem, am putea să facem ce vrem între noi, pe nimeni n-ar interesa lucrul acesta în sferele cerești. Biserica este mai mult decât o adunătură de oameni. Dacă Dumnezeu, Duhul Sfânt, dacă Iisus Hristos nu este prezent, noi nu suntem biserica Lui. Dar pentru că Dumnezeu are o singură biserică în locul celor 7 biserici, am putea pune biserica din Iris pe noi înșine în dimineața aceasta și în duminicile care stau înaintea noastră. Aș pleca de la cele 7 scrisori formate din câte 7 părți fiecare. Prima parte este un destinatar ciudat, îngerului bisericii din Efes, din Smirna, din Pergam, din Tiatira, din Sardes, din Filadelfia, din Laodicea, scriei. Cine să fie acest înger al bisericii? De ce se adresează Domnul Iisus în felul acesta ciudat? Dar cel care vorbește sau expeditorul scrisorii este Domnul Iisus cel glorificat. Iată ce zice cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur și ține în mâna dreaptă cele 7 stele. Sau iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Acesta nu este altcineva decât glorificatul Fiu al lui Dumnezeu. Și când ochii lui ca para focului privesc biserica, biserica este radiografiată, dragii mei, și nimic nu este ascuns de ochii aceluia care ne privește. Al treilea punct sau a treia parte din scrisoare este ce știe Hristos. Punctul 4, ce așteaptă Hristos. Apoi el pune binecuvântarea și blestemul, pentru că fiind Alfa și Omega, știe de ce am ajuns unde suntem și știe unde duce drumul dacă nu ne pocăim de el. Și de aceea binecuvântarea este o chemare spre viață, în timp ce blestemul este un drapel roșu, o avertizare în fața destinației spre care duce drumul nepocăinței. Fiecare scrisoare se termină cu atenționare. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și acum spunea Nelu, deși mântuirea este personală, ea nu este privată. Deși suntem o biserică locală, nu suntem rupți de biserica lui Hristos din toată lumea. Din orașul acesta, din țara aceasta, din lumea în care trăim. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Pe partea dreaptă apar câteva teme care vor sta înaintea noastră. Plecând de la destinatarul ciudat al bisericii, aș vrea să ne oprim lângă natura bisericii. Apoi să vedem conducerea bisericii. Noi ridicăm mâini și alegem, dar conducerea bisericii, dragii mei, nu e în mâinile noastre. Este în mâna celui care a plătit cu prețul sângelui său pentru biserică. Și dacă o biserică nu este condusă de Hristos, ci de oameni, biserica aceea este un club și nu ține de cer. Apoi vom vorbi despre ce are biserica de făcut. După ce am aflat cine suntem, întrebarea este ce avem de făcut, de ce trăim aici, ce așteaptă Hristos de la noi, funcțiile bisericii. Prin binecuvântări și blesteme se va deschide fereastra spre destinul bisericii. Și
atunci când vom auzi strigarea, atenționarea, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, vom vorbi despre unitatea bisericilor. Ce am făcut astăzi prin colecta și rugăciunea noastră este să recunoaștem faptul că aparținem de un lanț întreg de biserici din țara aceasta. Domnul să le mulțească și să le diversifice. Astfel, avem 6 întâlniri, dacă adăugăm și concluzia la întâlnirile noastre, natura bisericii, conducerea bisericii, funcțiile bisericii, destinul bisericii, unitatea bisericii și concluziile și aplicațiile. Știu că Lorin a venit și pleacă și nu o să stea cu noi 6 săptămâni, poți lua de la bibliotecă cartea Apocalipsa și aveți un apendice de vreo 200 ceva de pagini care vă detaliază tot ce se va întâmpla între noi în următoarele 6 săptămâni. Aș vrea să începem cu natura bisericii. În alte cuvinte, cine suntem noi, de fapt? Se spune că undeva în insulele din Pacific era un obicei. Dacă un băiat voia să își ia o soție, trebuia să plătească tatălui fetei cel puțin o vacă. Dacă fata era deșteaptă și frumoasă, atunci trebuia să plătească 2 vaci pentru ea. Era în sat un băiat mai răsărit, toată lumea îl considera un înțelept al satului, și era în sat o fată care umbla tot timpul cernită, cu capul plecat, nici nu îndrăznea să-și ridice capul. Niciun băiat nu făcea altceva decât să râdă de ea. Într-o bună zi, băiatul nostru înțelept merge la tatăl fetei și îi dă 8 vaci pentru fata lui. Tatăl rămâne încremenit. Zice, mi-ajung 2. Nimeni n-a dat vreodată mai mult de 2 vaci pentru o mireasă. El spune, nu, vă rog, după insistențe, omul nostru primește cele 8 vaci, el își ia mireasa și pleacă acasă. Naratorul, după o vreme, ajunge în casa lor. Stă de vorbă cu omul nostru, de care râdea tot satul că a dat pe degeaba 6 vaci din averea lui. Și la un moment dat se deschide ușa. Și pe ușă intră o prințesă, înaltă, suplă. Te paraliza prezența lui. Capul ridicat, fața senină. Vă las pe dumneavoastră să continuați povestea. Când a venit mirele nostru ceresc să ne pățească, eram plin de noroi și murdari. Nu doar cu fața plecată, ci cu sufletul frânt. Și a venit și a plătit pentru tine însuși sângele său. Ce a avut mai scump a dat tata. Dragii mei, fata aceea cernită, cu capul plecat, care nu îndrăznea să privească la oameni, s-a îndreptat de spate, s-a luminat la față când a știut că cineva o prețuiește mai mult decât toate fetele din sat. Spuneți-mi, cum ar trebui să umblăm noi dacă am ști cine suntem? Dacă am ști cât am valorat în ochii Tatălui, dacă am ști prețul imens pe care l-a plătit pentru noi. Aseară am avut o nuntă, ieri după masă aici, și poate vă uitați la ciudățenia asta, nu știți ce înseamnă, nici eu n-am știut, am aflat gândindu-mă la ea, dar la artă poți face ce vrei în fața ei. E un covor de iarbă și nu e sintetic, este natural, nu știu dacă 3 ani a udat iarba. Dar observați, covorul acesta vine de undeva, se flambează aici un pic, coboară și se așează sub masă și scaune. Nu știu unde vă duce imaginația dumneavoastră. Mie îmi vine minte textul din Isaia, capitolul 6. Era în anul morții lui Ozea și Isaia era în templu și slava Domnului a umplut templu, poalele mantiei lui erau acolo. Heruvimii zburau în jurul lui și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Și Isaia îngrozit strigă, vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Un înger vine și curăță buzele cu un tăciune și Isaia se liniștește în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă o clipă, imaginați-vă că vine de undeva de dincolo și ăștia sunt genunchii Domnului
Și undeva pe poalele mantiei lui este masa, scaunele și viața noastră de zi cu zi. Stăm în poalele lui, dacă vreți pe picioarele lui. Observați cerul și pământul adunate la oaltă? Pentru că pământenii au început să afle cine sunt, au început să-și ia zborul și ceștile și ceainicele și sfeșnicul. Cu alte cuvinte, nu mai țin de realitatea asta. Au înțeles natura lor. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. În mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu un fiu al omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur, capul și părul lui erau albe ca lâna albă ca zăpada, ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama prinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mână ținea 7 stele, din gura lui ieșeau sabia scuțită cu 2 tăișuri, fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să vină după ele. Când citesc textul, se desprind din el 3 teme mari. În primul rând, în centrul atenției este acest fiu al omului cu stelele în mâna dreaptă și umblând prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Dar apoi privesc pe acest destinatar ciudat, îngerul bisericii. Cine să fie el? Ce vrea să-mi spună Dumnezeu prin asta? Dar dacă mă uit mai atent, în jurul bisericii mișună îngerii întunericului. Veniți să le luăm pe rând. Dacă aș desena textul și ați văzut imaginea, am cele 7 sfeșnice de aur. În mijlocul celor 7 sfeșnice l-am pe fiul omului, care are în mâna dreaptă cele 7 stele pe îngerii celor 7 biserici. Imaginea îmi vorbește despre o realitate pământească, despre o viață de zi cu zi, despre oameni trăind pe acest pământ, mâncând pe acest pământ, lucrând și luptând pe acest pământ. Dar ei nu țin de acest pământ. Pentru că în mijlocul sfeșnicilor este unul ca un fiu al omului care unește cerul și pământul, administratorul intereselor cerului pe pământ. Nimic nu urcă spre cer decât prin el, nimic nu coboară din cer decât prin el. În mâna lui dreaptă, la dispoziția lui, sunt îngeri, dragii mei, duhurile slujitoare în folosul nostru, ne spune Pavel în epistola către evrei. Adevărul cu care aș vrea să plecăm acasă este că biserica, și dacă ții de biserică, dacă ești parte din biserică, biserica se definește la răscrucea dintre divin și uman. Biserica nu e un club, nu e organizație pământească. Biserica, dragii mei, este o îngemânare, o împletire a cerului cu pământul. Este ceva ce n-a mai fost pe pământ din răcoarea zilei din Eden, după ce păcatul a intrat în lume. Dar ca biserica să fie o unire a cerului cu pământul, fiecare membru al ei trebuie definit așa. Cu alte cuvinte, atunci când mă gândesc la mine sau te gândești la tine, ascultați ce spune Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Observați, a fi creștin nu înseamnă a fi baptist. Sau nu neapărat a fi baptist, sau catolic, sau ortodox. Religia nu mântuiește pe nimeni. A fi creștin înseamnă a-L avea pe Dumnezeu locuind în tine prin Duhul Său cel Sfânt. De aceea încreștinarea nu este înmuiare într-o apă și intrare într-un registru, ci este o radicală transformare, o radicală unire cu cerul. Este o căsătorie, dragii mei, cu cerul. Voi însă nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului.
Dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce l-a înviat pe Hristos, Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dragii mei, eu aștept o înviere a trupului meu după ce mă veți pune într-un mormânt și viermii vor mânca trupul acesta. Aștept ziua în care Dumnezeu să-mi dea un trup de slavă, un trup de slavă, să mă recunoască nevasta, chiar dacă nu va mai fi nevasta mea, să mă bucur de prunci că vor fi cu mine, dea Domnul lucrul acesta, un trup de slavă. Trupul lui Hristos, cel înviat din morți. 1 Corinteni, capitolul 6, Pavel scrie Corintului care a uitat cine sunt. Păcatul a năvălit în biserică, dragii mei, lumea a năvălit în biserică. Pavel le strigă, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Poți veni în fiecare duminică aici și vreau să spun, nu-i sigur că faci parte din Biserica lui Hristos, dar m-am botezat. Nu-i sigur că faci parte din Biserica lui Hristos. Toate acestea trebuie să aibă o realitate spirituală în spatele lor, să aibă vreun sens. M-ați auzit spunând aproape la fiecare botez, drac intri în apă, drac ieși din ea, apa nu mântuiește pe nimeni. Așa cum dacă întinzi mâna în blid, nu înseamnă că trupul și sângele lui Hristos fac ceva pentru tine. Este doar pâine și vin. Dacă nu există credința adevărată în realitatea din spate, ascultați-l pe Pavel dând în vileag această realitate în biserica din Efes. Îi scrie lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 2, ferește-te de vorbăriile goale și lumești. Că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora este Imeneu și Filet. Observați, sunt două nume, două persoane care erau în biserică, învățau în biserica din Efes și Pavel spune, n-au nimic cu ea, nu sunt parte din biserică. Imeneu și Filet care s-au bătut de la adevăr, ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Dumnezeu nu trebuie să vină în fața noastră să întrebe cine este al meu și eu ridic mâna, da, Doamne, sunt al Tău. Nu uitați, în capitolul 7 din Matei, când la judecată au venit oamenii și au zis, suntem ai Tăi, am scos draci în numele Tău, am făcut minune în numele Tău. Hristos s-a uitat la ei și a zis, îmi pare rău, nu vă cunosc. E foarte ușor pentru Dumnezeu să știe cine este a Lui și cine nu este a Lui, pentru că El locuiește în Cel care este a Lui. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. De ce? Pentru că e în inima lor. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Nu mă mir că Pavel termină scrisorile către corintenii așa. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Poate-i vremea cercetării. Ești tu parte din Biserica lui Hristos? Cine n-are Duhul Lui, nu este al Lui. Nicodime, îi spune Hristos unui învățător al legii, cine putea cunoaște mai multă teologie, mai multă scriptură ca Nicodim? Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, adică de sus, din Duh sau din Dumnezeu, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția cerurilor. A fi creștin înseamnă a fi născut din nou, a fi născut de sus, a fi născut din Duh, a fi născut nu de la oameni, ci din Dumnezeu. A fi născut din Dumnezeu. Ascultați-l pe Pavel, ajuns în Efes și întâlnind un grup de oameni adunați să cânte în cor, să pună în terș, erau în fiecare sâmbătă, probabil, sau sabat, la adunare.
Pavel se uită în ochii lor când îi vede plin de zel și le pune o întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? În mintea lui Pavel, primirea Duhului se leagă de credință, nu de altceva. Dar credința trebuie să fie cea veridică, cea adevărată, cea ancorată în Cel care botează cu Duhul Sfânt. Dar de ce întreabă Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Pentru că poți fi o comunitate religioasă fără să fii Biserica lui Hristos. Ca să fii Biserica lui Hristos, trebuie să-L ai pe Hristos locuind în tine. Ei răspund în cor, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Și Pavel întreabă, dar cu ce botez ați fost botezați? Cu botezul lui Ioan, răspund ei. Atunci Pavel le-a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și a spus norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele lui Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Dar de ce leagă Pavel botezul de primirea Duhului Sfânt? Citeți din Romani, capitolul 6. Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos, ați fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, adică prin nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, care nu este altceva decât Duhul lui Dumnezeu, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi, prin slava Tatălui sau prin Duhul Sfânt, să trăim o viață nouă. El s-a uitat la cei 12 oameni din Efes și au zis, dacă n-aveți Duhul Sfânt, nu puteți trăi pentru Dumnezeu, nu aparțineți de Biserica lui Dumnezeu. Doar prin prezența Duhului Sfânt în noi se poate trăi o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. De ce? Pentru că dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce l-a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Când fiecare mădular al bisericii se definește la răscrucea dintre cer și pământ, dintre divin și uman, adunarea lor la oaltă este Biserica lui Hristos. Adunarea lor la oaltă se împletește cu cerul. Efeseni capitolul 2. Căci prin El, prin Domnul Iisus Hristos, și unii și alții, nu uitați, și unii și alții trebuie să aibă Duhul lui Hristos. Dar și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea, bine închegată, crește să fie un templu sfânt în Domnul și prin El. Și voi fiecare dintre cei ce ați fost născuți de sus, din Duh, din Dumnezeu, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Biserica se definește la răscrucea dintre divin și uman, iar lucrul acesta trebuie să fie adevărat și pentru membrii ei sau mădularele bisericii, mădularele trupului lui Hristos. Lucrul acesta nu l-am dedus în mod indirect dintr-o imagine sau dintr-un text. Și despre lucrul acesta vorbește toată cartea Apocalipsa. Toată cartea Apocalipsa ne invită să intrăm în cealaltă dimensiune, să sondăm realitatea cerească, realitatea divină de care aparține biserica. Și dați-mi voie să încep cu îngerul bisericii din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, cu acest destinatar ciudat. În primul rând, aș vrea să vă spun că în Apocalipsa, stelele sunt îngeri. Sau stelele, în mod normal, vorbesc despre îngeri. Nu este doar textul acesta, sunt alte texte în Apocalipsa și aș aminti doar câteva. În capitolul 9, îngerii sună trâmbițele și am ajuns la trâmbița 5-a. Îngerul al 5-lea a sunat din trâmbițe și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ, i s-a dat cheia fântânii adâncului, s-a dus
și-a deschis fântâna adâncului și o mulțime de duhuri necurate năvălesc pe planeta noastră. O stea care primește o cheie și merge și deschide, descuie fântâna adâncului. Dați-mi voie să pun în paralel un alt text cu fântâna adâncului din capitolul 20. Am văzut coborându-se din cer un înger, nu o stea, un înger, care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaurul, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. În strălucirea lui, când îl vede Ioan, vede venind o stea care cade pe pământ. Dar steaua are o mână și ia o cheie și descuie o fântână. Iar în capitolul 20 se tălmăcește lucrul acesta limpede. Un cer, un înger ținea venind din cer cheia adâncului. Apocalipsa 12. O femeie învăluită în soare cu luna sub picioare sta să nască și un balaur mare și roșu care stătea în fața lui. Și textul spune în versetul 4, cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Vineri am fost la Oradea și am vorbit despre Genesa și ca introducere pastorul bisericii a pus câteva imagini. A pus pământul între planete, pe urmă a pus soarele între alți sori și când ai văzut dimensiunea cum dispare pământul, dispar planetele, dispare soarele, atât de mari sunt corpurile cerești, imaginați-vă dacă a treia parte din stelele cerului le trăgea coada pe pământ, cum ar trebui să arate lucrul acesta când pământul nici măcar la microscop nu se mai vede. Nu, este vorba de îngerii celui rău și lucrul acesta este clar din context. Și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncate și stelele lui. Dar aici spune, a fost aruncat și îngerii lui. Deci cartea Apocalipsa numește îngerii lui Dumnezeu, ființele spirituale, stele. De 76 de ori folosește Ioan cuvântul angelos, îngeri. Întotdeauna se referă la o ființă spirituală. Dragii mei, uitați-vă la Hristos, având în mâna dreaptă cele 7 stele, pe cei 7 îngeri ar celor 7 biserici. Ce înseamnă asta? Avea în mâna dreaptă îngerii, înseamnă avea la dispoziția ta îngerii. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, spune el. Toți îngerii să-i se închină, strigă Tatăl, după învierea lui Hristos din morți și înălțarea lui la cer. Hristos aparține sferelor cerești, are sub porunca lui, în stăpânirea lui, duhurile slujitoare trimise pe pământ în folosul celor mântuiți. Dar nu doar atât. Când noi am înviat din morți împreună cu Hristos, spune Pavel în Efeseni, capitolul 2:6, am fost așezați în locurile cerești, în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, noi ca biserică nu aparținem doar de sferele pământești, noi aparținem de locurile cerești. Citiți cartea Daniel și veți vedea mulțimea de îngeri cu formă de om în slujba lucrării mântuirii lui Dumnezeu. Pe omul în haina de in, îl veți vedea șeful lor, dacă vreți, stăpânul tuturor. Origen numește îngerul bisericii, gardianul bisericii. Dar dați-mi voie să citesc un singur verset, să pun capăt argumentării. Versetul 20 din capitolul 1. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici. Cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Taina, o taină trebuie lămurită, trebuie descoperită. De pildă, ce vedeți aici? E o taină. Ca să vedeți, să știți despre ce este vorba, ar trebui să întorc lucrul acesta, să-i vedeți butoanele, să mă vedeți cum îl folosesc. Și atunci taina este descoperită, nu mai este doar un punct negru. Observați, dacă taina sunt cele 7 sfeșnici și cele 7 stele, eu trebuie să aflu ce înseamnă taina asta, care este descoperirea, cheia lor. Pe prima coloană aveți taina, pe a doua coloană aveți dezlegarea, pe a treia coloană aveți un semn de întrebare. Pornesc de jos în sus. Cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Din Efes, din Smirna, din Pergam, din Tiatira, din Sardes, din Filadelfia, din Laodicea. 7 biserici. E clar sau trebuie să lămuresc în continuare termenul?
E foarte clar, nimeni nu cere o lămurire pe coloana a treia. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici. De ce simțiți nevoia pentru încă o lămurire? Când paralel am spune că n-are rost să o aștepți, este ceea ce s-a spus, sunt îngerii celor șapte biserici. Dar de ce se adresează Hristos îngerilor bisericii, iar Duhul se adresează bisericii în baza vorbirii lui Hristos? Ca să știm cine suntem. Să știm, dragii mei, că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Să știm că ținem și de cer, nu doar de pământ. Citiți, vă rog, cartea Apocalipsa și vedeți de ce capitolele 4 la 22 deschide cerul înaintea celor șapte biserici de pe pământ, ca să vadă cine sunt, de ce realitate aparțin. Primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt înaintea lui Ioan este să deschidă ușa în cer, să-l invite sus în sala tronului lui Dumnezeu și să-l ajute să vadă de acolo și să comunice cu bisericile dintr-o perspectivă pe care aici pe pământ nu o avem. Noi nu vedem lumea spirituală, dar ea există, ea este reală. După aceste lucruri m-am uitat și iată că ușa era deschisă în cer. Glasul cel din tâi pe care l-auzisem, ca sunetul unei trâmbițe și care vorbise cu mine, mi-a zis, suie-te aici! Răsfăiți cu mine repede cartea Apocalipsa. Primul lucru pe care îl vede Ioan este tronul, scaunul de domnie și pe cel ce sta pe el. Vede patru făpturi vii, 24 de bătrâni, vede mulțimea îngerilor în jurul tronului, cântând celui ce șade pe scaunul de domnie și mielului care părea junghiat. Vede patru îngeri ai pământului în capitolul 7. Vede îngerul cu pecetea care oprește pedeapsa până când se va termina pecetluirea fiilor lui Dumnezeu. Apoi vede pe cei șapte îngeri cu cele șapte trâmbițe. Îngerul altarului vorbește, vulturul care vorbește zboară pe la mijlocul cerului. Un înger puternic vine cu o cărticică la Ioan și o dă ca să o mănânce. În capitolul 13 apar balaurul și fiarele. Apoi sunt trei îngeri vestitori, un fiu al omului cu secerea în mână, un înger care poruncește secerișul și culesul, șapte îngeri care poartă potirele lui Dumnezeu cu cele din urmă urgii, îngerul apelor, cele trei duhuri necurate, îngerul care ia cădelnița și o aruncă pe pământ și vestește căderea Babilonului, îngerul care ridică piatra mare de moară și aruncă în mare. Vedem cerul deschis și calul alb cu cel credincios și adevărat și coștile cerești urmându-l călării. Îngerul care poruncește păsărilor, vedem pe îngerul care leagă pe balaur. De ce toate aceste lucruri? Cred că mesajul este simplu și clar. Să știm cine suntem. Să știm de ce realitate aparținem. Să știm că noi odată născuți din nou, ceașca de ceai o pornește spre cer. Orice faceți, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice alt lucru, trebuie să faceți pe slava lui Dumnezeu. Noi ținem de o altă realitate, luptăm într-o altă realitate. Dacă ținem, dragii mei, și de cer, nu doar de pământ, noi suntem chemați să ne implicăm alături de Hristos în luptele cerului. Spuneam că în jurul bisericii mișună duhurile necurate. Ascultați-l pe Domnul Iisus spunând pilda casei. Când omul cel tare și bine armat își păzește averile, nimeni nu îi le poate lua. Până vine cel mai tare, îl leagă pe cel tare și îl scoate afară și curăță și mătură casa. Dar duhurile necurate, deși umblă prin locurile pustie, nu găsesc odihnă. Ele au nevoie de inima ta și de inima mea. Și de aceea vor da mereu târcoale casei și vor privi pe fereastră. Și dacă o vor vedea goală, măturată și împodobită, vor lua alte șapte duhuri, mai rele decât primul, vor intra în casă, vor locui acolo. De aceea în Apocalipsa, pe îngerii întunericului, îi găsesc în jurul capitolului 2 și 3, cele șapte biserici, și jurul capitolului 12 și 14. Istoria bisericii și a Hristosului ei. Ascultați ce spune bisericii din Smirna, Domnul Iisus. Știu necazul tău, sărăcia ta,
dar ești bogat. Batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. M-aș opri o clipă. Formal vorbind, în sinagogile respective nu s-a schimbat nimica. La ora fixă începea programul, se citea Tora, se respectau toate lucrurile, tot ca înainte. Cu toate acestea, era o sinagogă a satanei, pentru că membrii acelei sinagogi sau acelei adunări, în loc să aibă Duhul lui Dumnezeu în ei, aveau Duhul celui rău în ei. Câtă înșelăciune! O sinagogă a satanei, nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Veți avea un necaz de 10 zile, fii credincios până la moarte și îți voi da cu luna vieții. Bisericii din Pergamă îi spune, știi unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea în care Antipa, martorul credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Sau uitați-vă ce s-a întâmplat în biserica din Tiatira. Ce am împotriva ta, spune Domnul Iisus, este că tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei. Se poate ca o biserică a lui Hristos să ajungă să cunoască adâncimile satanei? Domnul Iisus știe mai bine decât noi. N-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei. Vă zic, nu pun peste voi o altă greutate. Bisericii din Filadelfia îi scrie, iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic, care cred că sunt iudei și nu sunt, ci sunt, ci mint. Îi voi face să vină la tine, să închină la picioarele tale, ca să știe că te-am iubit. Dragii mei, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ciudată luptă! Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Domnul Iisus este căpetenia, este împăratul, este regele nostru, este capitanul, generalul armatei. El are două corpuri de armată sub comanda sa. Pe de o parte sunt oștile cerești. În mâna dreaptă avea 7 îngeri al celor 7 biserici. Dacă îngerii sunt duhurile slujitoare pentru cei ce vor moșteni mântuirea, sunt mult mai mulți îngeri, dragii mei, în jurul nostru, până și îngerii celor mici văd prurea fața Tatălui nostru, dar cineva trebuie să-i adune, să-i pună, să-i rânduiască pentru bătăliile cerului. Dar există un alt corp de armată și în el am fost înrolat eu și tu și noi, Biserica lui Hristos, pe pământ. Fiecare corp de armate luptă pe câmpul de bătălie potrivit pentru el. Dacă m-aș gândi la cele două câmpuri de bătaie, pe de o parte l-am pe Hristos și îngerii lui, pe de altă parte pe diavolul, fiarele și îngerii lor. Pe de altă parte am comunitatea diavolului și am comunitatea lui Hristos. Priviți o clipă luptele din locurile cerești. Nu le dăm noi. Acolo, în prezența lui Dumnezeu, bătălia a dat-o cel care putea să o dea. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii, avea un mare chin ca să nască. Într-o imagine, toată istoria Mântuitorului. Scena a doua. În cer s-a arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roș cu 10 coarne, 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte a stelelor cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier.
Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Uitați-vă la părțile în conflict. Mihail cu îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare. Acum a venit mântuirea, puterea, împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri! Bătălia a fost câștigată acolo. Diavolul și îngerii lui au fost aruncați afară. Acolo s-a făcut liniște. Dar a încetat lupta? Acolo da, aici nu. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Cu alte cuvinte, biserica se definește la răscrucea dintre divin și uman. Și tocmai din pricina aceasta ea este implicată în bătăliile cerului. În bătăliile cerului mutate aici, între noi, în locurile cerești, dragii mei, lumea spirituală de care ținem și noi. În cer e liniște, pe pământ e război. Cum dăm bătălia aceasta? Ascultați-l pe Pavel încheiind epistola către Efeseni. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Imaginează-ți că ești în Biserica Baptistă din Iris, botezat și înscris în registre. Nelucarții știe de tine. Dar n-ai fost și născut din nou, de sus, din Duh sau din Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în tine. Și vrând nevrând, bătălia asta spirituală te prinde și pe tine și te mătură cu ea. Dar tu nu te poți îmbrăca în Domnul și în puterea tăriei Lui, pentru că Domnul nu locuiește în tine, nici puterea tăriei Lui, care este Duhul Sfânt în noi. Spune-mi ce șanse ai. De aceea e mai bine să fie foarte clar de ce realitatea aparții. Cine nu are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Ascultați, după ce această primă condiție este împlinită, ce spune Pavel în continuare? Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți stinge săgețile arzătoarele celui rău și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și faceți în toată vremea, prin Duhul, îmbrăcați în Duhul, întăriți în Duhul și faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții și pentru mine, spune Pavel, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Bătălia a fost câștigată doar în cer, nu și pe pământ. Pe pământ lupta continuă. Niciunul dintre noi nu suntem scutiți. Dar vai de acela care se crede creștin și când intră în bătălie se vede strivit de forțele celui rău, pentru că nu se poate îmbrăca în puterea tăriei lui Dumnezeu, neavând-o în el. Aparții de biserică doar dacă cerul este prezent în tine. Dacă nu, aparții de un club. Și vreau să vă spun,
Pe diavolul realmente nu-l interesează titlurile care noi le punem: baptist, penticostal, luteran, creștin după Evanghelie. Mai scrieți 120 de milioane de astfel de titluri, este absolut tot una. Pentru că pe el îl interesează realitatea spirituală. Acolo trebuie să fie și atenția noastră. Vreau să vă spun că sinagoga era adunarea Dumnezeului celui viu. Și după cuvântul lui Hristos și cântărirea lui Hristos, sinagoga sau adunarea Dumnezeului celui viu a devenit o sinagogă, o adunare a satanei. Dacă sinagoga a putut deveni o sinagogă a satanei, spuneți-mi, este cumva biserica scutită? Aș începe cu mădularele ei. Am spus, cele două merg împreună. Și creștinul și biserica se definesc la răscrucea dintre divin și uman. Și aș citi din Matei, capitolul 16, începând cu versetul 21. Petru are o mărturisire extraordinară, o linie directă cu cerul. Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul. Spune Domnul Iisus când Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. De atunci încolo, sau de aici încolo, din acest moment, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi va învia. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Domnul Iisus s-a întors și a zis, Petre, înapoi a mea, satanul. Da? Observați? Petru era cel mai breaz ucenic al lui și dintr-o dată devine mănușă în mâna satanei, se întoarce împotriva lui Hristos. Și Hristos demască această realitate. Înapoi a mea, satanul, tu ești o pricină de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. Dați-mi voie să iau pe următorii doi în rând, pe Iacov și Ioan. Merg în Samaria, caută un loc de poposire, samaritenii scot afară, vin înapoi furioși la Domnul Iisus Hristos și îi spun, Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer ca să-i mistuiască cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei și le-a zis, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Poate îmi veți zice, da, dar asta este înainte de moartea Domnului Iisus, înainte de învierea Lui, înainte că El să fi suflat Duh Sfânt peste ei. Dați-mi voie să trec granița dincoace, după învierea Lui Hristos. Bisericile Apocalipsei nu intră în categoria Iacov, Petru și Ioan, ci suntem după Rusalii, dragii mei, și Domnul Iisus Hristos le vorbește. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Și apoi? Wow! Uitați-vă la cea mai bună dintre biserici. Asta a fost cea mai rea dintre biserici. La biserica din Efes. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni și voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Când sfeșnicul este luat din locul lui, se rupe relația cu cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Se stinge lumina, dragii mei, și se rupe relația cu celelalte biserici. Și bun de dat la topit, se rupe rostul ei în cetatea Efesului. Nu, pericolul n-a dispărut. Dacă ei atunci și noi acum, citiți capitolul 10 din Corinteni, toate aceste lucruri, lucruri despre o generație trecută, despre părinții noștri ieșiți din Egipt sub Moise, au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul viacurilor și Pavel vorbește bisericii lui Dumnezeu din Corint. Dacă Petru, Iacov, Ioan, dacă bisericile Apocalipsei, atunci oricare dintre noi și oricare biserică din istorie, dragii mei, poate trece de partea celui rău, poate dezerta. E suficient să lași puțin aluat și dospește toată plămădeala. De aceea Pavel n-are liniște și spune, scoateți aluatul din mijlocul vostru, măturați aluatul cel vechi. Iată deci ce vă spun, scrie Pavel Efesenilor.
și mărturisesc eu în Domnul să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie, orice fel de răutate. Spuneți-mi, dacă n-ar exista posibilitatea ca efesenii să ajungă aici, le-ar fi scris Pavel aceste cuvinte? Nu. Este o atenționare. Dar el spune în versetul 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă îmbrăcați, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. A fi creștin înseamnă a fi locuit de Dumnezeu. Și când ești locuit de Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, se întâmplă ce nu se întâmplă fără puterea lui Dumnezeu. O dezbrăcare de omul vechi și o îmbrăcare cu omul nou. Dacă ai intrat în apă și ai trecut prin toate ritualurile, dar nu te-ai unit cu cerul și cerul cu tine, uite-te atent în oglinda vieții tale. Pavel spune că lucrările neroditoare ale întunericului, dovada prezenței celui rău în viața noastră, se vede din gândirea noastră, din vorbirea noastră, din faptele noastre. Minciună, mânie, hoție, vorbire stricată, amărăciune, iuțime, strigare, clevetire, răutate, curvie, necurăție, lăcomie de avere, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, beție și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, spune el în Galaten 5, că cei ce fac astfel de lucruri nu țin și nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar mântuirea e prin har. În astfel de vieți, harul a fost transformat într-o desfrânare. Uitați-vă la lucrările roditoare ale luminii. Adevăr, stăpânire de sine, hărnicie, dărnicie, vorbire chipzuită, bunătate, seninătate, blândețe, vorbire liniștită, vorbire spre zidire, credincioșie sau fidelitate, curăție, mulțumire, generozitate, cuvinte care dau har, vorbire chipzuită, vorbire cu psalmi, cumpătare. Împărăția lui Dumnezeu se vede. Cel care ține biserică se simte, se vede, se aude. Pentru că cerul, dragii mei, ia în primire mâinile, picioarele noastre, Hristos începe să trăiască prin noi, dacă am fost răstigniți împreună cu El. Nu uitați, suntem în război, nu împotriva sistemelor lumii acesteia. Dragii mei, eu nu cred că biserica este chemată să facă revoluții. Eu cred că revoluția la care noi suntem chemați este cu totul pe alt plan și o dăm prin felul în care ne trăim viața în fiecare zi, felul în care suntem în cinci cu adevărul, cu platoșa neprihănirii, cu coiful mântuirii, sabia Duhului, scutul credinței și cu râvna Evangheliei păcii în picioare. Și Pavel spune așa, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Treburile vieții mă împing la neadevăr și compromisuri. Treburile vieții mă împing la alegerea păcatului și tolerarea păcatului în viața mea. Treburile vieții mă aruncă în delăsare și nepăsare în ce privesc treburile împărăției lui Dumnezeu. Treburile vieții aduc necredința în sufletul meu ca să justifice compromisurile din viața mea, necunoașterea Mântuitorului și a lucrării Lui, neglijarea cuvântului și lipsa rugăciunii. Treburile vieții, dragii mei, m-au legat de picioare, mi-au paralizat mâinile și, deși mă numesc ostașul lui Hristos, nici nu mai știu împotriva cui lupt și de partea cui sunt. Un singur adevăr trebuie să ducem acasă. Biserica, și dacă tu faci parte din ea, trebuie să fie adevărat și pentru tine personal.
se definește la răscrucea dintre divin și uman. Sau împletește divinul și umanul. Și ce dacă? Dacă suntem pe un câmp de luptă și niciunul nu neagă lucrul acesta, vor fi vremuri grele în viața fiecăruia dintre noi. Ne vom scula dimineața socotindu-ne părăsiți și singuri și cerul surd și Dumnezeu care nu aude. În clipa aceea, mare lucru să vină cineva lângă noi și să se roage simplu. Doamne, deschide-i ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Și când se întâmplă lucrul acesta și realizez de cine aparțin, în clipa aceea, sufletul mi se liniștește. 1000 să cadă la dreapta mea și 10.000 la stânga mea și de mine nu se vor atinge, dacă așa vrea Domnul. Cel ce sunt cu noi și cel ce este în noi este mai mare și mai tare decât cel ce este în lume. Iar pentru că biserica se definește la răscrucea dintre cer și pământ, viața mea măruntă, am puține daruri, am foarte multe limitări, dar viața mea măruntă are un impact care poate să treacă mult dincolo de ce pot atinge eu sau gândi eu. Incredibil! Dacă aparțin Bisericii lui Hristos, îmi ajung 5 pâini și 2 pești. Sau 2 pești și 5 pâini. Puneți-o voi cum vreți. Nu-mi trebuie mai mult. Pentru că pot să le pun în mâna celui care locuiește în mine și El le va mulți. El le va mulți. Dar dacă aparțin Bisericii lui Hristos și în mine cerul s-a unit cu pământul, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el, cum a trăit Iisus. Sau să o pun altfel. Dacă Hristos a venit în el, trebuie să lase pe Hristos să-și trăiască viața prin mine, prin tine. Amin. Amin.